Pompierii mehedințeni au intervenit în ultimele 24 de ore la mai multe misiuni de salvare. Aceștia au intervenit pentru salvarea victimelor implicate în două accidente rutiere, dar și pentru salvarea unei persoane surprinse de un incendiu izbucnit la o casă și stingerea acestuia. În aceste ultime 24 de ore, pompierii mehedințeni au acordat îngrijiri medicale de urgență la un număr de 15 persoane care prezentau diverse afecțiuni medicale. Incendiul izbucnit în această dimineață în municipiul Orșova s-a manifestat la o casă de locuit, a cuprins mobilier și acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați și a fost determinat de jarul căzut dintr-o sobă fără acumulare de căldură. Ca urmare a producerii acestui incendiu, un bărbat în vârstă de 84 de ani a suferit o plagă la unul dintre membrele inferioare și intoxicație cu monoxid de carbon. Paramedicii SMURD, aflați la fața locului, au acordat îngrijiri medicale de urgență și au transportat la centrul de primiri urgențe din municipiul Orșova bărbatul ce prezenta aceste afecțiuni. Totodată, pompierii mehedințeni au lichidat incendiul într-un timp optim. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost determinată de jarul căzut din soba fără acumulare de căldură. Cât despre cele două accidente rutiere, unul a avut loc pe raza localității Vlădaia, iar cel de-al doilea pe DN56A în localitatea Rogova. Pompierii au acționat atât pentru salvarea victimelor, cât și pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentelor.